Deschidem Biblie în Evanghelia după Luca, vom citi din capitolul 10, de la versetul 38 la 42. Pagina Biblie 1002, Evanghelia după Luca, capitolul 10, începând cu versetul 38. Cuvântul Domnului ne spune astfel. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că mea mi mi-a lăsat să slujesc singură? Și, dar să mi ajute. Drept răspuns, Isus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Amin. Amen. Tată, stăm înaintea ta în această seară și ne rugăm ca tu să ne vorbești prin cuvântul tău. Te rugăm, Doamne, să ne cercetezi inimile și să ne ajuți ca să luăm cuvintele tale cu atenție și să le împlinim în viețile noastre. Amin. Ocupați locurile. Mă bucur că suntem împreună și că putem asculta cuvântul Domnului împreună. Și în această seară, întrebarea mea este aceasta. Cum ascultăm noi Cuvântul Domnului. E o temă care se repetă destul de des, cel puțin în capul meu, și o găsesc destul de mult explicată pe paginile Sfintei Scriptorii. Cum să fim niște ascultători cât mai buni ai Cuvântului Domnului? Ne petrecem câteva ore în fiecare săptămână în Casa Domnului. Pe lângă asta, mai petrecem timp cu Domnul, timp dedicat cu Domnul în care citim, ne rugăm la casele noastre sau pe unde mai suntem. Și pe lângă aceste lucruri, trăim în părtășie neîntreruptă cu Dumnezeu. Cum facem ca momentele în care Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său să fie niște momente cât mai câștigate pentru noi? Cum primim noi cuvântul Domnului? Și aș vrea să vedem trei lucruri trei modalități în care putem să ascultăm cuvântul Domnului, bazat pe textul pe care l-am citit despre Marta și Maria. Acum, când eu îmi aud numele într-o predică și se predică despre Daniel, sunt, sunt parcă mai atent, că tot îmi aud numele. Acum mă întreb dacă sora Marta va fi mai atentă sau cine, cine dintre noi va fi atent la cuvintele acestea. Însă cuvântul Domnului nu este doar când ne auzim numele sau se vorbește despre ceva specific despre noi, ci Dumnezeu ne vorbește în mod regulat, dar omul o are ea seama. Domnul Isus nu mai vine așa cum a venit atunci, pe vremea Mariei și Martei, să intre aici în biserică și să ne vorbească. Dar poate că și dacă ar veni, și ne-ar vorbi, la început am fi entuziasmați, dar oare dacă ar veni duminică de duminică, în mod fizic, să ne vorbească, poate la un moment dat am zice. L-am auzit de atâtea ori. L-am auzit de atâtea ori. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, și proaspăt de fiecare dată. Și atunci, dacă vrem să primim cum se cuvine cuvântul Domnului, cum ar trebui să facem? Haideți să ne uităm la lecția aceasta pe care o știu foarte bine copiii, o știu foarte bine adulții și lecția aceasta este atât de simplă încât Domnul Isus ne-o explică și ne învață foarte clar cum să o aplicăm în viețile noastre. Cuvântul Domnului ne spune că pe când era pe drum cu ucenicii săi, Isus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Domnul Iisus a făcut multe drumuri de-a lungul călătoriei Lui pe acest pământ. În lucrarea Lui publică în cei trei, trei ani, trei ani și jumătate, El a făcut mulți kilometri predicând Evanghelia. Cu toate acestea a fost, a fost Cel care a spus că El nu are unde să-și plece capul. El n-a avut o reședință, ci el a mers din loc în loc. În unele localități n-a fost așa de bine primit. Ne aducem aminte că el voia să intre într-un sat al samaritenilor și oamenii n-au vrut să-l primească. Și ucenicii chiar ei au fost surprinși și au zis, Doamne, haide să facem ceva, cum să nu te primească ei pe tine? Să trimitem foc din cer. Însă acesta a fost un alt sat. Din Evanghelia după Ioan ne dăm seama că a fost satul Betania. Satul Betania a rămas celebru chiar prin lucrul acesta, că a fost satul unde Domnul Isus a mers cu plăcere și a fost primit cu plăcere. În satul acesta o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Domnul Isus, dacă mai făcea 3 km, 3-4 km, ajungea la Ierusalim. Poate că erau case mai bune în Ierusalim, poate erau oameni mai bogați în Ierusalim decât în Betania. Însă Domnul Iisus Hristos a mers și în locurile mici, a mers pentru că acolo erau persoane care îl iubeau și care îl așteptau. Și lucrul acesta este o încurajare pentru mine și trebuie să fie o încurajare pentru noi toți. Domnul Iisus merge în orice loc la oamenii pe care îi iubește și la oamenii care îl iubesc pe el. Domnul Iisus, pe când era pe drum, a intrat în acest sat și satul acesta a rămas în memoria noastră, pentru că o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Marta poate era cea mai în vârstă dintre cei trei frați, Marta, Maria și Lazar. E posibil ca să fi fost chiar văduvă, pentru că ni se spune că e casa ei, și această femeie era o femeie care îl iubea pe Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos era un învățător destul de contestat, deși popular, era contestat în perioada respectivă și se ridicau tot mai mulți împotrivitori. O parte din farisei, din saduchei, din cărturari, dar pe lângă aceasta, mulți ucenici deja nu mai înțelegeau vorbirea lui. Spuneau despre ea că e prea de tot și mulți îl părăseau. Însă, Marta îl primește în casa ei și nu îl primește doar pe el, îl primește și toți ucenicii care se aflau cu el. Nu e ușor să găsești dintr-o dată cazare pentru cel puțin 13 persoane. Implică multă bătaie de cap și multă muncă. Însă, Marta a fost gata să ignore și vorbele celor care îl contestau, a fost gata să își pună în practică credința ei și să-l primească pe Domnul Isus și pe toți ucenicii lui, chiar în casa ei. Și ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Și uitându-ne la aceste două versete, ai zice, Marta l-a primit și Maria s-a ocupat de de Domnul Isus și de ucenici. Însă cred că Marta, fiind stăpâna casei, fiind cea care avea cumva autoritatea asupra casei, fiind cea care l-a primit pe Domnul Isus în casa ei, ea a fost cea care l-a întâmpinat, cea care a vorbit cu Domnul Isus, cea care l-a invitat, i-a spus să se așeze și era cea care a avut primul contact cu el. Și Domnul Isus intră în casă cu ucenicii și el începe să învețe. El începe să dea învățătură, să vorbească și sunt convins că în acele momente atât Maria cât și Marta ascultau cuvintele lui. Ambele surori, Marta și Maria, erau acolo în casă. Marta l-a primit și a început Domnul Iisus să învețe și Marta a început să asculte. Maria aude că vine Domnul Iisus, aude ce vorbește Domnul Iisus și când aude cuvintele Domnului Iisus, merge și se așează direct jos la picioarele Lui și asculta cuvintele Lui. Oare cu, cu ce erau atât de speciale cuvintele Domnului Iisus? Când citim predica de pe munte, vedem că noroadele au rămas uimite de învățătura Domnului Iisus, pentru că El îi învăța ca unul care avea putere, autoritate peste lucrurile, pe care le învață. El nu vorbea ca orice învățător. Cuvintele, chiar el spune în Ioan capitolul 6, cuvintele pe care Domnul Iisus le vorbește sunt Duh și viață. La un moment dat, o gardă irodiană a fost trimisă să-L prindă pe Domnul Iisus și să-L cheme, să-L aducă la farisei. Și irodienii se întorc, se întorc fără nimeni. -au, nu l-au luat pe Isus. Și farisei întreabă, ce ați făcut? De ce nu l-ați adus? Niciodată n-am auzit pe cineva vorbind ca omul acesta. Domnul Isus vorbește și dacă vrei să primești cum trebuie cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l asculți cu devotament, trebuie să-l asculți cu mare atenție, așa cum vedem că l-a ascultat Maria. Maria s-a așezat jos la picioarele lui. Ne aducem aminte de Apostolul Pavel care a învățat la picioarele lui Gamaliel. Ea a luat poziția studentului, poziția elevului, acelui care e gata să asculte tot ceea ce va învăța rabinul, stăpânul, învățătorul. Și nu contează ce se întâmplă în jurul meu. Maria a spus: Eu vreau să ascult cuvintele Domnului. Și a rămas absorbită cu. A atât de mare atenție la ascultatia pe Domnul Isus Hristos. Mă gândesc de multe ori la timpul pe care îl petrecem noi în biserică și la cum ascultăm noi scriptura. Uneori e ușor să o asculți, alteori trebuie să depui un efort. Trebuie să ți antrenezi mintea și să încerci să te concentrezi asupra cuvântului Domnului. Însă, dacă vrei să îl onorezi pe Domnul, dacă vrei să-L primești bine pe Isus, trebuie să-L asculți cu mare atenție. Și recent am fost uh, într-o biserică și s-a urcat la amvon cineva care nu era atât de pregătit. Și mi-am dat seama foarte repede. Însă, în momentul ăla, m-am oprit și m-am rugat și am zis, Doamne, totuși, el o să citească cuvântul tău. Poate că o să zică multe baliverne, dar o să citească cuvântul tău. Ajută-mă să mă concentrez la cuvântul tău și ajută-mă să înțeleg ce mă poți tu învăța din cuvântul tău. Și Domnul mi-a vorbit într-un mod specific din cuvântul său. Pentru că. Dacă vrei să primești cuvântul Domnului, trebuie uneori să depui tu efortul ăla și să-l asculți cu mare atenție. Să iei lecția aceasta de la Maria, care s-a așezat jos și asculta și sorbea cuvintele Domnului. Eu cred că și Marta era lângă Maria și și Marta asculta și ea cuvintele Domnului. Însă s-a întâmplat ceva la un, la un moment dat pentru că în versetul 40 ni se spune că Marta nu e acolo. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la Isus și a vorbit cu El. Dacă vrei să primești cum se cuvine cuvântul Domnului, trebuie să-L asculți cu devotament, dar trebuie să-L asculți și fără distrageri. Asta nu înseamnă că nu o să existe distrageri sau că trebuie să elimini distragerile, care sunt în această, în această lume sau atunci când ești în biserică, ci să înveți să treci peste ele, să înveți să treci peste lucrurile care te împiedică să asculți Cuvântul Domnului. Asta e marea bucurie. De aceea, uneori, uneori mă gândesc că am telefonul cu mine, notițele îmi sunt pe telefon. Ce se întâmplă dacă primesc unele notificări în timp ce... Predic. Ignor. Pe lângă aceasta mai e și ceasul. Și unele mesaje le primești pe ceas și îți vibrează ceasul. Ignor. Dacă vrei să asculți cum trebuie Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să treci peste distrageri, să-l asculți fără distrageri. Și aceasta e o imagine foarte reală a vieții noastre de zi cu zi, pentru că. Marta era împărțită. Lucrurile trăgeau din toate părțile de ea. Și eu cred că la început ea stătea și asculta cuvântul Domnului. Și la un moment dat a văzut acolo în spate, la bucătărie, că lucrurile nu se întâmplă așa cum și-a imaginat ea. A văzut că, nu știu, sarmalele dau un clocot sau că ciorba clocotește prea tare. Sau că slugile, dacă avea servitori, nu se descurcă suficient de bine. Și ce s-a gândit Marta? O să merg acolo în spate și stau acolo în spate și în timp ce mă ocup de treaba asta, o să ascult în continuare cuvintele Domnului. E problemă dacă ascult, dacă nu stau la un metru, ci stau la 10 metri, tot se aude. Tot se aude, că e tot în casa mea, Însă ce se întâmplă? Faci niște pași în spate și începi să te uiți la lucrurile care sunt în jurul tău. Și dintr-o dată îți dai seama că, uite, asta n-am observat când stăteam și îl ascultam pe Domnul Iisus vorbind. E mai multă treabă aici decât am crezut eu. Și cuvintele Domnului, cuvintele dătătoare de viață, deja sunt pe fundală și ceea ce am de făcut aici devine foarte important și devine urgent și presant. Și deja Domnul Iisus, deși pot să-i aud vocea, eu nu mă mai pot concentra să-i ascult învățătura, pentru că sunt prins de lucrurile astea și vreau să iasă bine. Marta trebuia să slujească, era cumva responsabilitatea ei. Și era distrasă cu multă slujire. Era împărțită cu multă slujire. Și își dă seama că lucrurile sunt multe, sunt mari, sunt greu de făcut. Și se uită la Maria. Uită-te la Maria. Cum stă Maria și ascultă cuvintele Domnului. Fără grijă, în Sion. Cum s-ar spune. Fără nicio grijă, ea stă și ascultă cuvintele. Și. Marta, care mai devreme fusese și ea acolo, dar a dat câțiva pași în spate, acum își dă seama că, păi stai, Maria ar trebui să fie aici cu mine. Cum își permite Maria să stea acolo și să lase pe mine toată treaba? Da, cuvintele Domnului sunt frumoase și Domnul vorbește bine, dar n-am putea să-L ascultăm noi mai târziu? Hai să ne ocupăm întâi de lucrurile astea, și apoi să ascultăm cuvintele Domnului. Ea deja e cuprins acolo, în freamătul pregătirilor. Dacă sunt alți slujitori, Marta îi conduce, Marta vrea să execute totul cât mai bine și nu face ea, până la urmă, nu face ea lucrarea aceasta pentru Domnul, o face pentru Domnul Isus și pentru ucenici. Deci Marta se ridică, Marta merge la treabă, Maria rămâne și tot ascultă. Ascultă cu atenție și ascultă fără nicio distragere cuvintele dătătoare de viața ale Mântuitorului. Marta este în spate, Marta e în spate cu mâinile suflecate, alergând din stânga în dreapta și se uită la Maria. Maria nu mișcă o privire, poate face și ea cum facem uneori când copiii nu sunt cuminți și ne uităm după ei, îi face niște semne. Haide, haide că am nevoie de ajutor. Maria nimic. Poate se uită la Domnul Isus și Domnul Isus se uită la Marta. Ce faci tu, Marta, acolo? La un moment dat, Marta nu mai poate. Până aici. Merge direct la Isus cu flăcări în ochi. Deja și-a pierdut cumpătul. Și merge, ni se spune că merge repede la el, adică era deja nervoasă, nu mai putea și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă. O prezentam pe Marta ca fiind o femeie credincioasă, care îl primește cu bucurie pe Isus și pe ucenici în casa ei și îi găzduiește. Dar puțin timp mai târziu merge la Domnul Isus Merge repede și zice, Doamne, nu-ți pasă. În fața Martei stătea persoana cea mai plină de îndurare, cea mai plină de milă care a existat vreodată pe acest pământ. Și Marta își pierde atât de mult perspectiva și deja vede lucrurile într-un mod atât de strâmb, de distorsionat, încât merge și-l acuză pe Domnul Iisus, Doamne, nu-ți pasă? Nu-ți pasă că sorul mea m-a lăsat să slujesc singură, zi, dar să-mi ajute. Am putea spune că Marta și încearcă, încearcă într-un fel, să manipuleze situația. Doamne, nu te preocupă că sora mea m-a abandonat aici să servesc singură la mese? Grija ta, Doamne, ar trebui să se manifeste când vreau eu și cum vreau eu. Doamne, nu-ți pasă? Dacă-ți pasă, tu o să faci ce zic eu. Zi, dar să mă ajute. Cu Marta nici nu vorbește. Merge direct la Domnul Isus și spune, Doamne, zi să mă ajute. Îi spune, Doamne. Credea în el că este Domnul, dar îl tratează ca fiind un servitor. Mai are încă un servitor acasă. Doamne, zi să-mi ajute. Spune-i sorei mele, fă ce zic eu. Dacă îți pasă de mine, Doamne, fă ce zic eu. În viața noastră s-ar putea ca uneori planurile noastre să ne preocupe atât de mult inima și gândurile, încât să venim înaintea Domnului cu planurile noastre, și să le prezentăm și zicem, Doamne, dacă îți pasă, fă ce zic eu. Și rugăciunile noastre, în loc să fie unim de slavă și de laudă la adresa lui Dumnezeu și la ceea și recunoștință pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi, rugăciunile pot să fie uneori așteptările noastre față de Dumnezeu sau comenzile noastre Către El. Dacă vrei să primești Cuvântul Domnului cum se cuvine, ascultă-l cu atenție și fă eforturi să fii atent la Cuvântul Domnului. Dacă vrei să primești Cuvântul Domnului cum se cuvine, treci peste distrageri, treci peste lucrurile care trag de tine. Căci încercări vin și grijuri vin. Și vin foarte multe, foarte des. Și... Numai te trezești în situația Martei. Să vă dau un exemplu. Săptămâna trecută a fost întâlnirea familiilor. Frumos, ne-am adunat, ne-am închinat. Începe partea finală, în care fratele Timotei încearcă să conducă o discuție. Eu... Mă ocupam de organizarea întâlnirii, hai, cum fac cu mâncarea? Imediat după ce începe, dau telefon să vină mâncarea, care de fapt nu se livrează, trebuie să mergi după ea. Ștept câteva minute, trebuie să merg după ea. Merg, o aduc, îl iau și pe Filip cu mine să mă ajute, ceea ce îmi dublează timpul de încărcare și până ajung înapoi, ajung și eu să zic amin cu toată lumea. Ce am făcut eu a fost important, a fost important. Sigur că a fost important, dar a fost cel mai bun lucru pe care puteam să-l fac eu în timpul ăla. O situație zilnică. Pica dacă frații mai așteptau 10 minute la final până venea pizza. Și după aceea te uiți și zici aici am fost. Am aici am fost. Ascultă-l cu toată atenția. Ascultă-l fără distrageri. Ce frumos este faptul că Domnul Isus Hristos nu lasă lucrurile așa. După ce Marta se ridică și vine repede și zice, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să sluje singură zi, dar să-mi ajute? Domnul Iisus, plin de blândețe, o aduce înapoi pe drumul cel bun. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, ce corecție plină de dragoste. Îi spune numele de două ori, îl repetă, o liniștește. Domnul Iisus o cunoaște pe Marta, o iubește pe Marta și chiar dacă Marta vine nervoasă și poate țipă la el, Domnul Iisus o aduce înapoi, așa cum numai el știe, o aduce înapoi pe drumul cel bun. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu. Ce spune aici Domnul Iisus? Văd tot știu tot și înțeleg tot ceea ce faci. El vede și înțelege tot ceea ce face Marta. Chiar când o învăța pe Maria și se uita la Maria și Maria sorbea cuvintele Domnului Isus, Domnul Isus, în dumnezeirea lui, vedea și ce e în inima Martei. Vedea și cum Marta se depărtează și e tot mai greu să asculte. Vede cum Marta e cuprinsă de îngrijorări și nu se mai gândește la cuvintele Domnului. Și Domnul așteaptă pe Marta. Și Marta vine nervoasă și Domnul Iisus îi dă o lecție minunată. El nu o mustră aspru să zică, Marta, păi ce ai făcut tot timpul ăsta? Tu n-ai văzut că eu stau aici să învăț? El e plin de compasiune. Lui îi pasă mai mult decât credem sau ne imaginăm noi. Lui îi pasă chiar și atunci când nouă ni se pare că lui nu-i pasă. El o vede și Lui îi pasă. El o ia așa cu dragostea Lui, o cuprinde în timp ce o corectează. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu. Le-am văzut pe toate. Am văzut pe îngrijorarea ta. Am văzut inima ta. Și te a îngrijorat. Și îngrijorarea... E păcat îngrijorarea. O fi. O fi păcat. La baza îngrijorării este necredința. Să ne uităm puțin la în Matei la capitolul 6. De aceea vă spun, începând cu versetul 25, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai depres decât ele? Și apoi, cine dintre voi îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? De ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă la crinii de pe câmp, nici nu Tor nici nu țes, nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe. El știe. El știe. El vede îngrijorările noastre și știe că avem trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și mai zice odată, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Atât de mult se preocupă Domnul Iisus de păcatul acesta al îngrijorării, încât îl repete și repete, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați. Marta era deja cu Domnul Iisus în casă, ea era îngrijorată până peste cap. Își ia ochii de la învățătură și se preocupă cu toată atenția pe ceea ce se întâmplă atunci. Lucrurile acelea păreau cele mai urgente lucruri din viața ei. Însă Isus îi arată că știe ce e în sufletul ei și că ea a pierdut din vedere un lucru. Ea se îngrijora pentru 50 de lucruri, dar a pierdut din vedere un singur lucru. Și lucrul ăla era cel mai important. Pentru multe lucruri, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânsi tu, dar un singur lucru trebuiește. Un singur lucru. Ospitalitatea e bună. În Roman 12, fiți primitori de oaspeți. În Evrei, ni se spune fiți primitori de oaspeți că unii chiar fără să știe, au primit chiar îngeri. În 1 Petru, capitolul 4, fiți primitori de oaspeți. Ospitalitatea e bună, e foarte bună, dar să stai în prezența lui Isus și să asculți cuvintele Lui e cel mai bun lucru. Multe lucruri sunt bune, sunt foarte bune, dar cum alegi timpul potrivit pentru ele? Domnul Isus le-a vizitat pe Marta, pe Maria, pe Lazar, i-a vizitat atunci și era timpul ca ei să asculte cuvintele Domnului. Nu exista alt lucru mai important în momentul acela. Multe lucruri sunt bune și sunt foarte bune, însă partea cea mai bună este aceasta, să fii atent la cuvintele Domnului Isus, la prezența Lui și la învățătura Lui. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Lucrurile pentru care se îngrijora Marta în ziua aceea, toate erau lucruri trecătoare, lucruri care o să dispară. Dispar, se consumă în ziua aceea sau în săptămâna aceea se consumă în viața respectivă. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Domnul Iisus este prezent la ei și ceea ce poate pierde Marta este claritatea pe care o dă învățătura Domnului Iisus, limpezimea. Și asta nu îi se va lua Mariei. Toate lucrurile pământești vor fi luate. Toate lucrurile de pe acest pământ vor fi luate. Sau să o punem invers. Noi vom fi luați într-o bună zi de pe acest pământ. Însă Maria și-a ales partea care nu i se va Și-a ales prioritatea aia veșnică. Și este aici așa ca un joc de cuvinte, pentru că Marta se îngrijora pentru multe porții. Că erau cel puțin 13 persoane în plus 13 bărbați în puterea lor veniți de pe drum, pentru care trebuia să te îngrijorezi cu privire la mâncare, unde și cum dorm. Multe porții, însă Maria și-a ales porția cea bună, care culmea nici nu-i de mâncare. În viața aceasta există multe lucruri care ne pot sufoca inima noastră. Și Domnul Iisus când dă Pilda semănătorului ne vorbește și despre sămânța căzută între spini. Spini au crescut și au înnecat-o. Și atunci când explică Domnul Isus această învățătură, ne spune că sămânța căzută între spini este sămânța aceea sufocată de îngrijorările acestei vieți. Toate îngrijorările acestei vieți au sufocat sămânța și ea a rămas neroditoare. De aceea trebuie să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. O inimă reorientată spre Dumnezeu, o inimă dedicată în totalitate lui Dumnezeu. Preocuparea aceasta pentru suflet trebuie să fie preocuparea noastră principală. Și acesta era cel mai bun gest cel mai sincer gest de ospitalitate pe care putea să-l facă Maria. Să-l primească în casa ei și să stea și ea la picioarele Domnului Isus până la final. Până când termină el de vorbit. Până... Să nu se oprească și să zică, dar cum rămâne cu celelalte? Hai să mă preocup eu de celelalte. Dacă vrei să-l primești pe Domnul, primește-l cu o dedicare totală. În final, întrebarea este aceasta: A înțeles Marta lecția învățată de Domnul Isus Hristos? Maria este tăcută în acest pasaj. Maria nu zice nimic. Îl auzim pe Domnul Isus vorbind, auzim pe Marta vorbind. Maria a înțeles din prima și și-a ales partea cea bună. Și dacă ne uităm în Ioan 12, ea a continuat pe calea cea bună. Ea a fost femeia care a făcut această jerfă de bun miros înaintea Domnului, când a făcut gestul acela de ungere a picioarelor. Din nou, ea nu vorbește. Ea face prin viața ei, prin trăirea ei, niște gesturi care arată că ea a înțeles cine este Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și a făcut gestul acesta pentru îngroparea lui. Marta, în schimb, ea este cea vocală. Marta vine și, Doamne, nu-ți pasă, zi să mă ajute. Marta vorbește și o găsim vorbind din nou în Ioan, capitolul 11. Atunci când fratele lor, Lazar, cel pe care Domnul Iisus îl iubea, a murit, Ni se spune, începând cu versetul 20: Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieșit înainte. Iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Isus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Și Isus i-a zis: Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Isus i-a zis, eu sunt în vierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Ce spune Maria? Da, Doamne, ce spune Marta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Marta a înțeles. Marta a înțeles lecția și învățătura pe care i-a dat-o Domnul Iisus. Și a înțeles și în clipa grea, în clipa de încercare a vieții ei, ea a venit înaintea Domnului Iisus și a zis, Cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Maria a crezut, Marta a crezut, a fost tulburată, Isus a adus-o pe drumul cel bun și a crezut din nou cu putere și mai mare. Ambele au învățat să asculte, una pe calea cea ușoară, alta după câteva corecții. Însă, întrebarea mea în această seară este: Noi am învățat să ascultăm? Cum am învățat noi să ascultăm Cuvântul Domnului? Cum ne păzim noi inima atunci când? Cuvântul lui Dumnezeu este proclamat. Cum ne păzim noi inima mai mult ca orice? Cum suntem noi atenți la gândurile noastre, la tot ceea ce ne trece prin minte, la distrageri? Cum trecem peste ele, sau oarecum ne împiedică ele să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu? Îi admir pe cei de la echipa media. Ei, în timp ce ascultă predica, în timp ce se închină, ei reușesc să facă și slujirea aceasta. Mă bucur de cei care stau mai departe, în grupe sau pe hol și ascultă cuvântul Domnului. Și uneori mă uit la noi, cum stăm pe primele bănci și suntem distrași. Domnul, să ne ajute să învățăm de la Marta și de la Maria. Că a asculta pe Dumnezeu, a asculta cuvântul lui e cel mai important lucru. Să nu fim acaparați de multă slujire pe acest pământ, chiar slujire pentru Domnul pe care să o facem în detrimentul relației personale cu El. Și Domnul să ne ajute și să fie prioritatea noastră. Amin. Amin.